muzică la magnetul de idei. Haide, domnule, vină la... Domnul! Veniți mai aproape, vă rog frumos. Hai, domnule, că vă văd mai prezentabil. Nu vreți o agrafă științifică? Nu, mersi, prefer să rămân zbârlit. Nu, domnule, vă rog eu frumos. Păi astea sunt agrafe speciale. Sunt magneți care atrag ideile. Înțelegeți? Magneți care atrag ideile? Da, domne, ultima descoperire a mileniului. Sunt făcute dintr-un material compozit care are proprietăți biomagnetice. E făcut la NASA. Mi l-a adus mie un prieten, inginer. Vă spun numai dumneavoastră să nu mai spuneți. Hai, neamule! Hai la agrafa științifică! Hai la magnetul de idei! Domnul, vă rog! Mai aveți agrafe de alea? Da, mai avem. 10.000, nu? Da. Hai, dați-mi una, repede. Așa. Că am nevoie neapărat. Da? Așa. Invers, domnul, invers. Vedeți că n-aveți idei? Așa. Ei, frica! Ce idei mi-a venit! Mamă! Ai văzut, domnule? Uite un om fericit! Nu vrei să încerci una? Auzi, dar ce se întâmplă cu ideile astea care... pe care le atrage agrafa asta științifică? Păi le atrage, le bagi în cap și atât! Hai, domnule, încearcă una! Nu, frate, eu n-am nevoie, eu am idei destule. Da? De unde vii? Păi nu știu, mă gândesc și-mi vin. Te gândești? Te-am prins! Păi vezi, în loc să-ți pierzi timpul gândindu-te, de ce nu lași agrafa să gândească pentru tine? Hai, cumpără! Auzi, dar dacă ideile astea nu vin în capul meu, de unde le aduce agrafa asta științifică? Păi ele, cum să spun eu, plutesc în aer așa ca muștere. Și după aia capătă forma unor unde electromagnetice. Hai, neamule, la magnetul de idei! Hai! Cine mai ia? Cine mai cumpără? Domnul s-o trăi! Vedeți? Hai, mai aveți material? Da, 10! 10.000? Da! Hai, vă rog, pe care vă... Ia! Aha. Evrica! Mi-a venit o idee! Uite, domnule, încă un om fericit, domnule, și mă atac cârcotaș cum ești. Nu vrei să cumperi? Bine, domnule, dă și mie una. Cât costă? 10.000? 10.000, da. Dă și mie una. Dă-mi una mai mare, mai dolofană, că eu sunt mai gras, așa, și mie îmi place să-mi vină idei mai multe. Ia. Poftim. Gata. La revedere. Domnul! Da? Vă rog să mă întoarceți. Unde faci, domnule, agrafa? Acolo vrei să-ți vină ideile în pantaloni? Nu, că am normal pe cap. Sau prind-o de păr. Pardon. Poți și de ureche. E obligatoriu? Momentan, da. Dar știți, chiar ajută, iertați-mă că vă spun, la creșterea părului. Hai, domnule. Parcă simt așa o furnicătură. Stai că vine. Mi-a venit o idee să-i dau grafa asta. Bravo! Hai, neamule, la magnetul de idei! Să-i dau grafa asta lui fii mea. Da, bună ziua! Stai, ușor! Mai aveți agrafă? 10! 10.000! Da, pe care o doriți? Pe aceasta! Așa! Ia, exact! Erica! Ce idee a venit? Erica! Alt om fericit! Vezi, domnule? Știi ce idee mi-a venit? Zi-o repede că mor de curiozitate. Să-i dau grafa asta lui Fima, care are părul lung și intră în ochi. Și din cauza asta nici nu prea are idei. Așa, și pe drumul cel bun. Și mai vine o idee, fii atent. Am o idee, mamă, ce idee am! Să fac un reportaj cu furnicile vărgate din Patagonia, să sar cu parașuta din turnul Eiffel, să dresesc cățelul, să construiesc un gard în jurul blocului, să scriu un roman cu viața mea în armată, să mă duc, stai, să domnule, fac... Stai, deconectează-te, iute, că-ți explodează creierul. Când ți-a venit o idee bună, îți dai un pumn în cap, o fixezi și după aia, imediat, te deconectezi înainte să vină alilalte proaste, înțelegi? Ai prins-o? Nu. Și acum au plecat și alelalte. Le-am pierdut și palma. Auzi, da agrafa, dacă pun agrafa înapoi, crezi că mai vin ideile la loc? Știu eu, dacă nu le-a atras altcineva, ai văzut câți clienți am. Stai. Păi și eu acum ce fac? Dăm banii înapoi, iau. Ia uite-te la el, domnule, ce idei au venit. Puține, dar fixe. Nu știi că marca vândută nu se returnează? Hai! Păi dă-mă agrafa! Păi aia e grafa mea, nu-mi ți-am dat banii pe ea! Auziți? Bună ziua! Bună ziua! Văd că vă vin idei multe și încercați să le fixați.
Nu, domnule. Tot cu agrafe cumpărate de la domnul? Nu, pe noi ne-a păcălit unul și ne-a vândut agrafe exact ca asta, dar defecte. Astea atrag cheful de muncă. Păi și ce faceți acum? Acum ne chinuim să ne scoatem ideea asta din cap.